Bună seara, domnului Renato Usatăi, lider al partidului nostru. Bună seara! Bună seara! Ne auziți? Vă și vedem? Da, bună seara! Da. Vă vedem foarte bine. Domnule Usatăi, ați auzit discuția cu Pavel Filip de mai devreme. Ați auzit punctul de vedere al Partidului Democrat, care consideră că doamna, singura soluție este în acest moment ca doamna Maia Sandu să vină cu o candidatură de prim-ministru în Parlament, să vină cu o propunere în fața Parlamentului. Dați-mi voie să vă întreb care este punctul de vedere al partidului nostru vis-a-vis de depășirea acestei crize politice. Știu că dumneavoastră la un moment dat v-ați autopropus în funcția de prim-ministru, iar Maia Sandu a spus că nu merge pe această idee. Apropo, cum ați reacționat când ați auzit poziția Maiei Sandu? Deci, n-a fost o poziție, a fost doar un comentariu care eu consider fără logică și nu este deloc reușit. Deoarece, în primul rând, să clarificăm lucrurile, am propus să fiu candidat care socialiștii șor vor avea frică să-l voteze ca să avem garantat alegeri anticipate. Deci asta a fost ideea mea. Și dumneavoastră a spus că înaintarea unei persoane la funcție de prim-ministru ne îndepărtează de alegeri parlamentare anticipate. Adică știți cum am tăcut când a declarat dumneavoastră. Deci deoarece este unica posibilitate. Doamna Sandu a decis să meargă pe cale legală, așa? Dar nu a făcut nimic ca să meargă pe cale politică. Calea politică, să are în vedere presiuni, stradă, a fost un singur protest, după care văd un concurs de idei și de un număr de interpelări la Curtea Constituțională. Și vrând, nevrând, dumneavoastră acum merge după planul lui Dodon și șor, dar planul lui Dodon șor s-a schimbat, deoarece era ideea să fie alegerile la sfârșitul lunii mai și acum au decis să fie numai de grabă de luna octombrie. Și cine a decis? N-a decis nimeni. Asta este poziția PSRM-ului. Da, dar ei înainte, eu doar am vorbit că ei vor face acest lucru înainte de a declara ei că au stabilit ei. De ce au stabilit? S-au făcut niște sondaje. Dodon a văzut că în sondaje cade Maia Sandu, dar cade și el. Și Dodon înțelege că are nevoie, speră el, la o reanimare de partid până în luna octombrie. Deci deoarece până acum nu poate să... Până la moment, deci el nu poate să... Adică n-are timp să-și reanimeze partidul. Și de asta majoritatea deputaților, majoritatea partidilor, ar spune, care vorbesc că vor anticipate, asta inclusiv l-am ascultat și pe domnul Filip, ei imitează că vor alegeri anticipate. Chiar domnul Filip Amul Audzân trebuie să-i spune mersi că a plecat din coaliție. Din coaliție l-a fugărit Dodon, dar nu a plecat Pavel Filip. Am ușit să-i spunem, vă mulțumesc că i-a dat voi Luchic Dodon, i-a dat voi Luchic să-și dea demisia. Nu. Alegeri parlamentare anticipate, pasul vrea, real, eu îi cred că vor, deoarece, într-adevăr, doamna Sandu până în toamnă are șansă, ca orice persoană care este în fruntea țării, are șansă să piardă din rating. Nu cred că să-l mărească. Și pasul vrea anticipate, restul nu-i vor. Și unica posibilitate de a avea alegeri anticipate, dacă să mergem pe calea legală care produrește Maia Sandu, să înainteze un candidat la funcția de prim-ministru pe care sigur socialiștii și șor nu-l vor vota. Asta e situația. Deoarece dumneavoastră acum ați mai comit o greșeală, ea așteaptă decizia Curții Constituționale care se va pronunța că într-un guvern interimar, miniștrii interimari pot fi schimbați. Și ea să numească vă doi miniștri, își asumă toată responsabilitatea. Cu care schimbă pe doi ori pe trei, deja nu mai contează. Și asta este tot una din capcanele care Dodon o discută activ cu colegii lui la partid, că deci chiar că atunci o să-i bocănim deja mai tare. Și... Dar cum declanșezi așa anticipate? Adică? Păi, numind niște miniștri, da? Nu, n-a să-i obții anticipate în cazul de azi. Dacă nu se merge pe cale politică, repet, care se numește strada, cum o în Armenia, spre exemplu, doamna Sandu poate să nu mai facă nimic, că ați și alegerile atunci când vrea Dodon cu șor.
Iacă care e cel mai... adică este o situație foarte prostească din punctul de vedere. Și Eu adică n-ar dumneavoastră sta... spuneți că dumneaei așteaptă decizia curții care i-ar permite, da, este posibil ca să numească niște miniștri interimari acolo unde nu sunt și să meargă cu acest guvern decapitat până când Șor și Dodon vor anticipate? Absolut corect. Dacă nu, dumneavoastră nu va schimba tactica, că eu consider că este o tactică foarte slabă. Deci atunci așa se va primi. Atunci așa se va primi. Așa, Maia Sandu atunci a spus că Republica Moldova are nevoie de un guvern serios cu sprijin în Parlament, atunci când a vorbit despre candidatura dumneavoastră. Acum, până la urmă, nu, de cine totuși depinde? Ea n-a spus așa, ea a spus așa cum am spus eu. Ea a spus că înaintarea unui candidat la funcția de prim-ministru ar însemna că ne îndepărtăm de alegeri parlamentare anticipate. Adevărat. A spus și asta și a spus și ce am spus eu și toată lumea e împăcată. Acum, spuneți-mi, vă rog frumos, la cine este acum mingea, în terenul cui, de cine depinde declanșarea alegerilor parlamentare anticipate în acest moment? De Dodon Șor. Adică trebuie să spun lucrurilor pe nume. De asta eu și vorbeam de că nu se merge pe cale politică cu părere de rău. Eu am fost împreună cu toți cetățenii la acel protest din Piața Mare a Adunării Naționale, dar oamenii au așteptat că o să fie o presiune politică pusă pe deputați, pe guvern să plece. Da, știți cum, când ies tăt și spun câte o poezie și cântă câte un cântic, adică știu că mulți au plecat acasă foarte... Până la urmă, președintele ar putea fi constrâns printr-o decizie a Curții Constituționale să vină totuși cu candidatura unui premier în Parlament, pentru că Partidul Socialiștilor s-a adresat Curții Constituționale și vrea să afle care este termenul limită în care șeful statului poate veni cu propunerea unui candidat la funcția de premier și, de asemenea, dacă președintele poate și cum poate fi pedepsit în cazul în care nu respectă acest lucru. În acest caz, Maia Sandu va fi obligată să vină cu candidatura unui... Așa este obligată să vii cu candidatura unui prim-ministru. Acum deja dumneavoastră trebuie să decidă. Vine cu un candidat care va fi ales și o să fie dimis guvernul atunci când ați vrea Dodon Cușor, sau din start să vii cu un candidat care sigur nu va fi votat, care sigur nu va fi votat, și în cazul ăsta avem alegeri parlamentare anticipate. Așa, și acel candidat ați fi dumneavoastră. Dar cine ar mai putea fi acel candidat? Nu, să gândească dumneiei, eu n-am insistat să fiu doar eu. Toată lumea cunoaște despre atitudinea mea față de Dodon și nu doar față de dânsul și înțelege perfect că dacă o să vin eu cu un discurs, deci trebuie să vii cu un discurs de condamnare, nu cu un discurs de program, cu un discurs de condamnare și eu vă asigur că socialiștii Șor nu vor vota și atunci avem de două ori o zi monaitat, a doua zi a repetat tentativa și avem alegeri parlamentare anticipate. Dacă dumneavoastră are o altă persoană, las-o înainteze. Deci eu nu insist să fiu eu. Eu pur Da, am înțeles, am înțeles. Acum, știți ce vreau încă să vă întreb? Ați spus mai devreme despre octombrie deja. Igor Dodon a venit cu mai multe date când sau perioade în care s-ar putea organiza alegerile parlamentare anticipate, începând din mai până în septembrie era și acum, după ce a fost la Moscova, s-a întors cu propunerea de octombrie deja. De ce? Ce s-a întâmplat? Este vorba doar despre faptul că până atunci ar putea scădea ratingul Maia Sandu și Partidul Socialiștilor ar putea crește? Asta e prima. Asta e prima. A doua, că Dodon cu partenerii acum are de toate și de asta alegerile trebuie amânate. Deci vă dați seama că o câștigat bani cât era președinte, mai câștigă din unele afaceri și acum. Și de asta s-a gândit el. De ce se pierde el asta? Tot când el înțelege perfect că în situația în care se află el, da, a încercat el să atragă electoratul vorbitor de limba rusă, dar oamenii nu mai cred în minciunile lui așa cum a fost pe timpuri. Și eu cred că să aibă 20-25 de mandate. Și ce să fac el cu dânsul? Asta e
Și să-i mai dăm voie câteodată vorbească în Parlament, înțelegeți? Da, dumneavoastră în viitorul Parlament, domnule Usate, nu vă vedeți într-o coaliție cu Partidul Socialiștilor în cazul în care accedeți? Doamnă Rină, toată țara cunoaște relația mea cu tovarășul Dodon, da? Deci, cât există oameni ca Dodon, că mai sunt de alte dânsul specialiști acolo, eu nu văd, nu-mi imaginez. Da, în general, când mă gândesc despre coaliție în viitorul Parlament, cam e tristă situația, eu voi spune. Într-o parte Botanический сад, în altă parte e o leac de Костюжен, deci acolo ești și vrei și o să fie cam complicat. De asta ar trebui să muncesc, să avem cât mai multe mandate, ca nu depindem foarte mult de unii eventuali parteneri, să le spun. Da, am înțeles. Despre declarația propusă de PAS deputaților ca să nu voteze... Doamnă Ren, asta este încă o invenție și stărăgânează timp. Înțelegeți? Fix așa cum au trimis un demers la Curtea Constituțională, răspunsul Curții era evident și am vorbit tot despre acest răspuns până a ieșit Curtea cu o decizie. Deci asta este tărăgânare de timp. Și din cauza asta are de suferit politic, mă refer la ratingul și partidul PAS și doamna Maia Sandu, cu oamenii văd o bolmojală, știți cum, dar oamenii vor rezultate. Eu îi recomand doamnei Maia Sandu, mai ales că astăzi ar fi împlinit 82 de ani Vladimir Vysotsky, s-a născut în data de 25 ianuarie, să iei frumușel, dacă nu poate să uite în rusă, cineva îi traduce, pot să-i traduc eu. Filmul Место встречи изменить нельзя. În filmul ăsta este explicat problema lui Jiglov și Șarapov. Doamna Sandu vrea să fie Șarapov, dar Republica Moldova are nevoie de Jiglov. Iată e toată situația. Și eu cred că dumneavoastră, dacă va privi acest film, a poate o să meargă deja pe cale politică și o să fie un plan. Știți cum, când vrei, iată, spre exemplu, putea să invite partidele de opoziție la discuții, putea să mai iasă cu idee la vreun protest. Știți cum, s-a încuiet acolo în căsuța și ea, nu știu. Apropo de s-a încuiat în căsuța aceea, păi dumneavoastră sperați foarte mult să vă vedeți cu doamna Sandu după vizita pe care dumneavoastră a efectuat-o, am văzut că ați declarat acest lucru. Nu v-ați văzut, nu v-ați sunat, nu vă întâlniți? După declarația mea, am vorbit cu un consilier de-ai dumneiei, dumnealui mi-a spus că dumneiei mă va contacta și ne vom vedea imediat după ce se întoarce din Bruxelles. Văd că nu sună, eu tot nu-i deranjez, știți cum, îi trăiesc, desenează asta, ies cu idei una. Vă spun că e deja concurs de idei care duce spre tărăgânare, înțelegeți? Și asta este o cale absolut, vă dați seama. Doamna Lorena, imaginați-vă doar pe un minut că este candidat Renato Usatăi sau altcineva la funcția de prim-ministru. Eu aduc 20.000 de oameni în fața Parlamentului și eu vă asigur că o parte de deputați n-a să ajungă în sala de ședință. Dar conform legii, dacă tentativa a ieșuat de a vota guvernul, adică se califică ca tentativă care o... Domnule Usate, nu puteți obstrucționa deputații, sunt liberi în luarea deciziilor, trebuie să-și poată exercita funcția, cum să nu le dați voie să intre în Parlament? Eu în general o parte din trânsii i-ar pune în cușcă la zoopark și ar duce copiii să-i arăt pe cei mai corupți și murdari deputați din țară. O parte din trânsii. Eu nu vorbesc despre tot. Lăsați-mă, iată, dumneavoastră tot acum... Vedeți-vă că și doamna Sandu va trage spre Șarapov. Dar eu sunt Jiglov, eu nu sunt Șarapov. Cu principii și cu valori și cu... Adică, dumneiei s-a așezat și joace în cărți, o partidă de cărți, cu șule. Cum dumneiei vrea să câștige în cărți când e joacă cu cei mai tari șuleri din istorie? Dumneiei n-are nici o șansă. Deci e când nici nu s-a așezat cu dânșii la masă, să joace cărți, mă refer la PSRM și Partidul Ușor. Dar e deja este victimă. E deja este persoană care va pierde. Și dumneavoastră o să vedeți, dacă nu se schimbă tactica, ca să fie toți cetățeni în stradă, de le explica că cu părere de rău, stimați cetățeni, astăzi nu pot. Unica cale pentru a avea alegeri anticipate, ca două ori să nu voteze guvernul. Vă rog, puteți veniți în fața Parlamentului, ca să-i adăugăm viteză la socialiști de acolo înaintez pe Usate sau pe altcineva. Și iată asta, deci așa, da, și așa, n-ați văzut în comunicatul PAS-ului era scris.
După 1 februarie, ei vor începe discuțiile conform inițiativei lor. Socialiștii stau sărât și dumneavoastră le permite lor ca să mai inventeze nebunii, șmecherii, adică să-i facă alte capcani. Da. Domnule Usatăi, vă mulțumesc foarte mult. Aș fi vrut, eu știu, să vă mai întreb un singur lucru și dacă acel prim-ministru, candidatul acela, totuși până la urmă va fi votat în Parlament, în disperarea unor deputați de a rămâne totuși în Parlament și a se ține de fotolii. Dacă, indiferent cu cine vine, va fi votat. Deci, atunci, acest prim-ministru votat face un apel la cetățeni, dar eu vă spun că deja 10.000 de cetățeni o să fie în stradă și vă dați seama când deja este un ministru de interne, un șef de poliție, poate fi în 10 minute numit, da? Vă dați seama cât de frumos o să fie când poliția deja o să fie de partea poporului. O să fugă ca guzgani din Parlament, și așa e rojă, și așa e roză, și vorbiți dumneavoastră. Și prim-ministru a 20 de demisia. Adică, ca să nu fie speculații, știți cum, chiată. Și mergem în alegeri anticipate. Nu mergeți până, pentru că după asta iar trebuie să vină cu două candidaturi repetate și nevotate sau tot așa mai departe. N-aș face nimic, și doar om imita că luptăm pentru alegeri parlamentare anticipate. Doamna Sandu, dacă nu o faci, ea o să pierde 15-20% din rating. O să vedeți, că deoarece asta au fost două puncte și dumneiei, dacă ieșe, mai adăuga ceva la discursul cu care dumneiei a vorbit la protestul din Piața Mare Adunării Naționale, eu mă asigur că o parte de deputați erau fugari și noi avem să ne pregătim de anticipat. Da. Așa se răgânează. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Vă doresc o seară frumoasă.